zic ei că Ikebana. E un stil japonez de creativitate artistică, Tamara, pentru aranjamente florale. Nu te grăbi! Sau creații din hârtie. Aranjamente florale. Dalea din hârtie, le știi? Japoneze. Da. Cum le zice? Origami. Origami, da. Băi, dar aranjamentele florale înseamnă... Academicienii mei au șoptit din start. Nu, de nu, cum? Deci aranjamente florale în Ikebana. Asta e. Cum le zice ălora de hârtie? Origami. Origami. Ia uite, așa e, asta e Ikebana. Avem două răspunsuri corecte. Tamara, încă unul și ne-am dus la primii bani din seara asta. Dacă îți place să explorezi peșterile și ești un specialist în acest domeniu, cum te numești? Te numești etimolog sau speolog, doamna inginer? Speolog. Eram studenție, îmi plăcea să fac drumeții și să explorez peșterile. Da. În Apuseni sunt niște zone fantastic de frumoase. Sunt peșteri multe în Apuseni. E speologie. Peștera Muierii e în Peștera Muierii nu este în Apuseni. Peștera Muierii e în Gorj. E în Gorj. E în Gorj Peștera Muierii. I-am zis cârligul, pac, corect. Peștera Muierii e în Gorj, așa e. Bravo, Tamara. Trei răspunsuri corecte. Ne ducem la cilindri. Okay. Să-ți arăt banii? Știi banii? Hai să-ți arăt. Nu, Tamara. Trebuie să-i văd la urmă. Tamara, uite aici. În cilindri ăștia avem 150.000. De acolo plecăm. Avem un cilindru de 150.000, vreo 4, 5 de 100.000, 3 de 75.000. Totul depinde de tine, Tamara. De doamne, doamne. De doamne, doamne, așa e. Am dat drumul. Stop. L-am oprit și o să te rog pe tine să alegi. Acesta. Ia-l, ia-l, nu pun mâna pe el. Până la urmă tot pui mâna pe el. Așa, dar tu l-ai ales. Ok, corect. Auzi, începem bine. Începem bine. Începem seara bine. Începem seara foarte bine, nu bine, foarte bine. 5.000. Nu e rău. Ce contează? Nu ne oprim, nu? Nu, e prea puțin. În niciun caz. E prea puțin, că exact. S-ar putea ca cei care urmează, uite, Cristian, Marius, să facă mai mult. Sau să prindă duel. Sau să prindă duelul, asta deja nu mai știu. Dar la 5.000 de lei nu te oprești? Nu, niciun caz. Ne ducem mai departe, okay. Domenii de cultură generală. Dacă ratezi două răspunsuri... Știu. Îi lăsăm pe cei pe care speră. Stau da. Și așteaptă. Cineva pleacă cu de aici în seara asta, dacă reușește să treacă de ultima rundă. Hai să încercăm domeniul legi. Okay. Fii atent. În timpul cărui rege a fost adoptată Constituția din 1923? E un pic de istorie aici, legi, istorie. Ferdinand. Sau Carol? Nu, Ferdinand, sigur. Ferdinand, corect, corect. Ferdinand, a fost al doilea. A fost al doilea, Carol a fost... Al doilea rege al României, Ferdinand, și a promis în timpul războiului că va face o constituție și s-a ținut de cuvânt. Neamțu, ein Mann, un om, un cuvânt. Okay. Tamara, continuă mai departe vorba. Ai, Tamara, unde lege nu-i... Nu-i tocmeală. Unde-i nu lege... Nu ne tocmim, merge mai departe, nu-i tocmeală. Nu-i greșeală, nu-i tocmeală, perfect. Bravo, Tamara, unde-i lege, nu-i tocmeală. Hai că nu era greu. A treia. Unde a fost elaborat setul de legi? Aici s-ar putea să te încurce. Codul lui Hammurabi. S-a tot vorbit despre asta. Se și învață la școală, dacă ții minte. Egiptul sau Babilon. Ai ști ce trebuie să te gândești? Hammurabi ăsta. Ce a fost el? Babilonian sau sper egiptian? Să nu greșesc, dar cred că în Babilon. Erau legile babiloniane. Pe la 1700 înainte de Hristos s-a făcut set. Babilon, răspunsul meu. Sau Egipt. Babilon. A fost rege al Babilonului, așa e.
Ăsta era secretul. Avea și Mircea Sfântâmbrană scrisă o povestioară. Avea legea talionului în asta mai multe variante, dinte pentru dinte, vânătaie pentru vânătaie, de toate. Tamara! Încă o dată. Cât ai? Până acum? Mulți, 5.000. 5.000! Stop. Mamă, dar l-ai lăsat să se învârte, alege. Tot alege. Bun. E așa la rând? Nicio problemă. Nu atâta râzi, Sorine, ia încearcă. Ia, dă-i domnului Iusuf. Eu? Da, da. Mamă, ce emoție am. Ia. Hai bă, crezi cu noroc. E cu bani? Da. A? Unde e? Piază, rea ceva. Tamara are 5.000. Hopa. Plus. Time! Alor, încă unul. Hopa. Încă două. No! Incredibil! Nu se poate! Nu se poate! De la început, suta de mii! Tamara a aruncat public în aer. Mulțumesc! Suta de mii! A început cu 5.000, tipil! Și avem suta de mii! Fii atent! Ai venit în minte cu ceva, așa-i? Când ai plecat. Da. Ai zis, plec de pe scaunul ăsta, când adun, te-ai gândit la ce sumă te oprești? Nu. Nu te-ai gândit. Nu, m-am ai zis cum dă Dumnezeu. Emoțiile, atât. Le-ai stăpânit acum. Tocamdată. Fii atentă, ascultă-mă. Ai 105.000 de lei. 105.000. Și ai două opțiuni. Una, rămâi pe scaun și jucăm în continuare. Dacă răspunzi greșit la următorul domeniu, de două ori, banii i-ai pierdut și ai plecat. Sau! Poți să vii pe scaunul ăsta al campionului. E gol, Tamara! Mai departe. Mai încerc. Mergi mai departe? Mai departe. Nu pot să dezamăgesc publicul. Nu pot să-i dezamăgesc, uitați. Mergi mai departe? Da, nu pot să-i dezamăgesc. Tamara, fii atent aici. Sănătate, sport, noroc, călătorii sau surpriză? Călătorii. Știi că o trimiți acasă cu 100.000 dacă ratează, nu? O trimiți acasă cu mai mulți? O trimiți cu 105.000 de lei, dar nu o trimiți cu banii. O trimiți doar pe ea. Banii știi că ne rămân nouă. Rămân în joc. Tamara, dacă ratezi întrebarea Loredanei, pleci acasă fără niciun leu. Tamara, concentrează-te, că noi acolo la Ploiești știm să ne concentrăm și să facem lucrurile bine. Ești ploieșteancă, Loredan? Da. Am relații deja. Iată că noi rămânem în România, așa că am să-i imunez lui Dan Harta, să vedem, să-l trimitem pe el într-o scurtă călătorie. Ia vezi, Dan, pe unde ajungi? Și Dumnezeu umbli cu Harta. În timp ce noi ne uităm și vedem care este întrebarea. Okay. Atenție, dacă răspunzi corect, ceea ce cred că să se întâmple, poți să alegi un cilindru direct, da? Ai varianta în care, dacă nu ești mulțumită de primul cilindru, îl poți returna și poți alege un altul. Regula este că trebuie să rămâi neapărat cu al doilea. Înțeles. Nu poți să revii la primul. Da? Înțelegi, okay. Tamara? Da, deci da, da. Dacă răspunzi corect... Deci dacă îl refuz pe primul... Ne duce, da. Dacă răspunzi corect primul pas, ne ducem la cilindri. Și la 105.000 de lei mai punem cât cade în primul, okay, cilindru. Dacă, să zicem, vine în cilindru, tu urmezi următorul, ai posibilitatea să-l refuzi. Ok. Ești pregătită? Da, hai să vedem. Astăzi am pentru tine o întrebare legată de un loc de la noi, pentru că am fost binecuvântați cu o țară în care avem mare, munte, avem deltă și o mulțime de peisaje de o frumusețe unică. Cred că suntem de acord aici, corect? De acord. Întrebarea pentru tine sună așa. Pride este căutat mai ales pentru cascara Bigger sau pentru mina de sare? Dar și dacă ratezi, ai plecat fără 105.000.
Mina de sare, sigur. La Pride? Da. Și se face plimbare de la Sovata la Pride cu trenulețul și e foarte frumos. Recomand. E o zonă superbă. E tobă la România. E tobă. E tobă. Loredana, mulțumesc! Mulțumesc eu! Felicitări, Tamara, mă bucur! Mulțumesc! Ți-a salvat domeniul ăsta călătorii! Călătoresc foarte mult! Pensionară, da? Te-ai călătorit și înainte! Cu mult înainte am călătorit! Tamara, dau drumul cilindrilor! Dau drumul cilindrilor! S-au oprit ei, alege tu! Acesta! Să ferească Dumnezeu să fie piazărea! Să ferească Dumnezeu să fie următorul. Dacă e piază rea, toți banii s-au dus. Da, da, poți 105. Să mai continui. Da, o iei mai departe. Dacă e următorul, să dea Dumnezeu să fie bani. Asta e cel mai important lucru. La 105.000 de lei, cât are Tamara, noi mai punem, bă, dacă e piază rea, să... Aveai două variante, Tamara. Varianta de a sta și de a risca, iată, sau varianta de a rămâne pe scaunul campionului. Asta. Și dacă e duel? Fii atent, ascult, poți să schimbi biletul. Înainte să văd? Da, nu, nu-l schimb. L-ai schimbat înainte? Nu. L-ai schimbat înainte? Nu. Nu. 10.000 de lei! Nu e o sumă mare. Nici poți să-l schimbi. Te-am pus pe gânduri. Poți să-l schimbi, Tamara? Adică okay. Îl schimbi? Da. Mamă, cât riști! Îl schimbi? Mă schimb. Pă, ce simți tu, Tamara? Tamara! Nu. Deci lăsăm... Ce variantă mai am? Poți să mai răspund la întrebări? Fii atent. Dacă vrei să-l schimbi, dăm din nou. Ok. Și luăm un nou cilindru. E posibil să cadă unul de 100.000. Sau ăla de 150.000. Sau 75.000. Poate să cadă și următorul. Dacă ratezi... Da. La următoarele domenii de cultură generală, ai plecat. Ok. Îl schimbăm? Da. Bă, cât risc la femeia asta. Tamara, îl schimbăm, da? Da. Vino aici, te rog, ia, învârte-l. Nici nu vreau să nu mă ating de deloc. Ia. Tu-l oprești, tu alegi. Banii tăi, riscul tău. Pe ăsta nu-l mai schimbăm. Nu. Ce e? Îi las pe cole să vină. Tamara. La 105.000 mai punem... Cât a riscat? E mai mult! Un pic mai mult! E mai mult! Nu poate, dar mai mult, ok. 20.000 de lei! Tamara! 105. Stai așa, să facem 105, pe... 125. Deci tu ai așa în clipa asta. Cât ai? 125. Ai 125 de mii de lei. Nu cred asta. Nu se mai poate? Se poate. Nu. 125 de mii de lei. Mergi mai departe? Îi riscăm. Dar poți să și câștigi. Cine nu riscă, nu câștigă. Așa că merg mai departe.
125.000 de lei. Teoretic. Când ai fost prima dată la mare, ții minte? 1967. 67? Da. Litoral. La Costinești. Litoral să fie. Unde la Costinești? Costinești am fost. Litoral să fie. 67, da? Pe litoral e o stațiune care s-a numit cândva Carmen Silva, în cinstea reginei Elisabeta. Tamara, n-ai cum să ratezi. Eforie Sud. Sau Neptun. Nu, Neptun a apărut mai târziu, Eforie Sud. Eforie Sud, e corect. Și merg cu drag acolo. Corect, Eforie Sud. Fii atentă. Ascultă. Daminescu, Cătălin Crișan. Cătălin Crișan. Știi, vorbește mare. Cătălin Crișan. Cătălin Crișan. Nu Daminescu. Niciun caz. Cătălin Crișan e corect. Excelent, Tamara. 125.000 de lei, ai venit, i-ai riscat, te duci mai departe, ai curaj, perfect. Tamara, litoral să fie. Ultima întrebare înainte de cilindri, dacă n-o ratezi. Ne vedem la obelisc. Lumea își dădea întâlnire 60, 70, mare 80. Studenții. Nu poți să te ajut prea mult. La Neptun sau la Costinești? La prima stațiune unde am mers, Costinești, la Costinești. În 60 și cât ai zis? 7. 67. Ne vedem la obelisc. E la... Costinești! Costinești! Corect! Tamara, 125.000 de lei. Nu, la banii ăștia nu învârt nimic. Nu caut cilindri, te rog pe tine. Tot ce trebuie să nu avem, tu urmezi. Le iei pe rând? Da. Nu. Sunt ordonată și le luăm la rând. Doamna inginer. Piaza rea te face să pierzi tot. Tot. Ăștia 125.000 de lei. Nu aplauzele, niciun caz. Nu. Riscul Tamarei. A riscat, s-a dus mai departe. Fantastic! 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 A treia oară spun. Mamă, ce curaj ai avut! Dumnezeule! Încă 100.000! Ai pus toți banii pe mintea ta! Cu asta am venit, dacă asta... 100.000 de lei. În total sunt 225.000 de lei. Tamara. Ascultă-mă. Nu te lua după ei. Nu te lua după oamenii care sunt aici. Ei nu au banii ăștia. Știu. Tu îi ai. Teoretic, cum ai spus tu, te poți duce în runda finală cu banii ăștia și dacă reușești să gândești diferit, poți să iei. Tamara. Mă opresc. Te oprești. E ok. Te oprești? Vreau să ajung la cele 21 de întrebări. Și eu zic că e suficient. Avem o primă campioană a serii. E Tamara. Bravo, felicitări.